Bogdan, mai sunt câteva zile până la turneul de calificare la europene. Se simte emoțiile? Bineînțeles că se simte emoțiile. Am muncit foarte mult în ultimul timp, de 3 săptămâni de când sunt aici și da, suntem muncitori, vrem să trecem mai departe, să ne calificăm și se poate vedea asta la antrenamente și da. Sunt emoții mai mari pentru că jucați acasă sau vă stimulează faptul ăsta? În cazul meu sunt emoții pentru că n-am experiență când vine vorba de terenul de volei, dar îmi doresc să o câștig, așa că o să dau tot ce pot în aceste meciuri. Băieții sunt foarte porniți, antrenamentele merg bine și programul de aici este foarte în regulă, somnul este cât ne trebuie și jucăm foarte mult volei. De asta, de câți ani faci tu volei? De 2 ani. Cum ai ajuns la volei? Adică ce ai făcut înainte? Am făcut 14 ani hockey și am primit un contract în Liga a doua la Brașov. Profesorul meu mi-a zis, uite, avem o echipă de Liga a doua, nu ai vrea să vii? Și am zis că știți că fac hockey, am primit un contract și în Ungaria și până la urmă am ales hockey, am ales volei peste hockey. Practic ai renunțat la un contract în Ungaria ca să joci volei? Da. Pare rău sau îți pare bine? Deloc, nu-mi pare rău deloc. Ce jucai la hockey, ce post? Eram centru. E mai greu hockey sau mai greu volei? Din punctul meu de vedere, volei este mult mai greu. Nu sunt acomodat, nu, de multe ori nu mă simt în apele mele, mai ales când greșesc. Am impresia că este totul din cauza mea, toate greșelile din echipă sunt din cauza mea, ceea ce nu este un lucru foarte bun. În schimb, la hockey, dacă făceam o greșeală individuală, se putea redresa tot. Aici ai pierdut punctul dacă cazi mingea jos. E ciudată trecerea de la hockey la volei, având în vedere că aici nu e contact cu adversarul? Nu este, pentru că eu sunt un tip calm, mare parte, și pe gheață eram stimulat doar de furie și energiile negative pe care le primeam de la antrenor. Ai luat ceva din ce ai învățat în hockey pentru volei? Comunicarea. Care e visul tău în volei? Este să ajung în Japonia. Am înțeles că este foarte greu de ajuns acolo, doar 2 străini în echipă sau ceva de genul și asta mi-aș dori să fac în viitor, dar e mult de muncă, mai am de tras. Tu faci parte din lotul liderului diviziei A1 la volei masculin, Corona Brașov. Vă așteptați să fiți pe primul loc? Doamne, nu știu, nu cred că sunt punctul de, adică nu cred că sunt în poziția de a vorbi despre asta, fiind necunoscător și neștiind cum decurg aceste lucruri, dar eu îmi doresc să ajungem cât mai sus și la Corona băieții trag foarte tare la antrenamente și antrenamentele decurg excelent din cauza antrenorului în primul rând, care este un om fenomenal și îl apreciez foarte mult și sunt foarte muncitori toți. Se opresc toate miștourile când se pune piciorul în sală și este o seriozitate incredibil de mare și cred că așa am și reușit să ajungem așa de sus. Antrenamente mai dure la volei decât la hockey? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că este mult mai mult... Din punctul meu de vedere, în volei ai mai mult de progresat în cap decât în teren, odată ce știi bazele. Și de asta pentru mine este mai greu la volei decât este la hockey. Acum 3 ani te gândeai vreodată că o să ajungi să joci volei în mod oficiu, profesionist? Niciodată nu m-am gândit până acum 2 ani că o să mă pot opri vreodată din hockey. Dar mă bucur că am reușit, nu mai îmi plăcea așa de tare. Mă bucur că am reușit să schimb sportul și să ajung și foarte bine în ceea ce fac. Ai vreun ritual? Sunt foarte superstițios și de obicei încălzirea mea trebuie să fie perfectă ca să pot să mă simt în regulă în teren.